Dacă mă întrebați pe mine dacă se sparge sau nu, eu am spus aici într-o discuție cu dumneavoastră că mă întreba cineva, să cred că București mă întreba, dacă noi suntem pentru spargerea USL-ului, nu pentru a candida la europarlamentare împreună sau separat. Și am atras atenție de atunci, cred că era în decembrie, că o candidatură separată a celor două partide, că ele de fapt contează până la urmă, PSD-ul și PNR-ul, va crea o fale în interiorul USL-ului cu riscuri foarte, foarte mari. Ceea ce s-a și întâmplat de altfel. Că toată nebunia asta a început de la candidaturi separate. Așa cum arată lucrurile și cât de orgolioși suntem toți care suntem în ecuația asta, probabil că sunt șanse mari să se spargă. Ați văzut și dumneavoastră declarațiile unora. Ultima declarație a lui Victor Ponta este că nu e de acord și nu să se spargă USL-ul și nu e de acord cu afirmațiile făcute de Iohannis, Dragnea și Ilie Sârbu. Așa spune premierul. Acum eu vă spun și într-o ceartă din asta, mai trece o săptămână, două, mai găsim câte ceva. Dacă m-a întrebat cine are dreptate, fac și eu ca Jidanu. Toată lumea are dreptate. Și care ar fi urmarea dacă se sparge USL-ul? Păi, n-ați văzut ce s-a declarat, că sunt voturi să-l schimbe pe Senat, pe președintele Senatului, pe Crin Antonescu, după modelul Vasile Blag, și se va guverna, probabil, cu minorități, cu UDMR-ul, să dăse soluții. Asta este... Regretabil este că am avut o majoritate care nu știu dacă se va mai întâmpla vreodată, ne ducem 67-68%, unii spun și 70%, și puteam să facem lucruri care să scoată țara asta din zona în care am preluat-o, ca să nu spun altfel. Dar astăzi ce spun cei din afară când se uită cei în România? Ce credeți că poate să spună la instabilitatea politică? Poate să spună lucruri bune? Ce spune când în fiecare zi arestează câte un primar, președinte de județ și mai arestează, bă, nu știu ce, că a furat 1 milion de euro. Până la urmă, la fran nu știm. Că întâi l-arestăm și după aia să vedem, să căutăm milionul, să vedem pe unde o fi milionul ăsta ca să... Eu nu știu dacă trăim într-o... Și tot anul va fi la fel. Este an electoral, tot anul va fi la fel. Sunt metode de a descuraja campaniile electorale, de a strica imaginea unor indivizi sau unor partide și așa mai departe. Și nu dau un... Nu contează dacă directorul nu știu care a făcut o prostie, contează președintele. El contează. Ca și când directorul care avem în subordine nu trebuie să aibă nicio responsabilitate. Atunci ce mai avem? Inclusiv la achiziții și unde vreți dumneavoastră. Părerea mea că din punctul ăsta de vedere trebuie schimbată legislația, fiecare să aibă responsabilitatea lui. Nu, ce se întâmplă, președintele răspunde, primarul răspunde. Nu cred că e o chestie normală și probabil că ceea ce se va întâmpla foarte curând, foarte mulți oameni vor pleca din zona asta, pentru că la un moment dat te gândești, bă, dar de ce dracu trebuie să mai stau eu aici tot timpul să am ambientale, telefoane ascultate, inclusiv când stai duminica la masă și așa mai departe, adică viața ta nu mai ce-o controlezi tu, ce-o controlează alții. Se poate pune și întrebarea că, domnule, ți-ai asumat această responsabilitate. Da, așa este. Nu spune nimeni, dar totuși fiecare om are dreptul la intimitate. Se va pune problema în cazul în care se rupe USL de schimbarea viceprimarului și vicepreședintelui Consiliului Județean? Eu zic că e prea devreme să facem astfel de afirmații. Din punctul meu de vedere, nu știu, dacă noi pe plan local n-ar trebui totuși să avem o relație normală, n-ar trebui să ne luăm neapărat după ce fac alții. Dacă m-ați întrebat pe mine, eu nu cred că este neapărat nevoie. Depinde și cum se comportă în cele două consilii sau toate consiliile.